Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Drive World. Astăzi o să facem mașinuța asta de putea să o primiți de la quest-uri. Mă rog, de la weekly quest săptămâna trecută. Dar mai întâi să începem, vreau să apăsați pe butonul de like și să subscribe. N-am spus-o mai deloc, dacă te știu. Dar în fine, astăzi o să facem mașinuța asta, să vedem ce o să iasă din ea. Eu sper să iasă ceva foarte bun din ea. Doar că, din păcate, nu cred că o să punem motor pe asta. Poate, când voi face eu rost de bani să-mi iau altă mașină, poate după aia... Habar n-am, nu știu. Cred că maxim putem... Dacă e să facem ceva... Cred că maxim îl punem pe ăsta, vezi, 10-le, că ăsta e mai ieftin. Dar, în fine, haide să începem aici să o construim. Dar mai întâi să dăm un test drive, așa, stock. Să mișcă, vreau să spun... Opa. Să mișcă... Ca și un mel. E destul de lent de înceată, dar, na, hai. Hai să-i punem frânele, hai să-i punem roțile, suspensia de asemenea. Dar la suspensie o să lucrăm după ce vedem ce body kit-uri are. Că am văzut care body kit-uri. Și avem pe ăsta stock, unul base, care bag un vent aici în capotă, nu chiar pe centru. Custom, care îmi cam place custom-ul. Sport, ce schimbă, cred că doar spoiler-ul. Bolt-on, care ăsta mi se pare șmecher și super. Arată bine, dar cred că o să-i bag... aripile de bolton, sincer. Wait, what the fuck? Stați puțin că trebuie să fac niște curse și revin. Suntem la volanul lui 3 pentru că n-am făcut bani destui pentru mașini. Îmi place că în jocul ăsta poți să mergi pe sub apă cu mașinile. Adică practic ești ca un submarin. Și în momentul adevărului 121, gata, ne ajunge să facem mașinuța. Am mai modificat-o eu puțin, i-am pus cât a fost pe pauză, i-am pus astea de bolt-on, i-am pus și un tow hook, diffuserul ăsta de la sport și cam atâta. Acum haideți să o lăsăm joasă și să-i găsim și niște roți. Pentru o să facem așa. Ok. Să vedem ce obiectul. Bă, pe față trage bine, dar pe... Fuck. Pe față e bine, dar pe spate nu prea e bine, așa că o să dăm noi un link la astea. Scoatem puțin roțile din spate în afară. Perfect. Camber nu punem pentru că nu e genul ăla de mașină.
Toate că arată destul de sport. Arată destul de sport mașina asta pentru cum arată. Mă rog, pentru ce mașină e. Merge spițatele astea. Dar cred că s-ar putea și mai. Da, uite astea concave cum dă. Bă, dar de ce e concav pe spate și pe față e altfel? Marche în exterior. De astea sunt concave. Și merg. Astea. Pare că s-ar potrivi cât de cât. Ia astea. Cred că le punem pe astea. Dacă ne mai gândim noi pe parcurs. Și ia să vedem. Ne facem un galben. Pare destul de bine. Galbenul ăsta așa cu... cu rapul ăsta sau cu... maga. Arată bine. Bă, stai. Ce? Bro! Atunci, unde și me? Așa? Bun, și acum la diffuser. Vreau să fie... vreau să-l fac... așa, cu... dry carbon. Perfect. La fel cum aș vrea să fac și rimsurile. Așa mai frumoase, mai ușoare. Mirror caps. Da. Îmi place. Front fender secondary, uite, carbon. Rear așa, carbon. Ce și la carbon? Un bumper secondary carbon. Deci full carbon e asta. Și cam atâta. Hai să-i punem la exhaust. Ce mă, nu mai pot să-i pui la exhaust? Sau nu mai mi-apare? Ei, se pare că la exhaust nu prea trebuie să-i facem nimic, dar aia e. Hai să-i punem piesele. Așa, avem 110 cai putere și 177 de kilometri, chiar așa de slăbuț. El aparent, cred că trebuie să-i băgăm în ved în ăsta. Neapărat. Dar până atunci mai lucrăm la și la interior, vreau să fac. Nu, secundar, exact, vreau să fac așa, roșu. Și atâta. Așa, să dea puțin looking de sportivitate, cu toate că chiar e. Dar stai că spoiler nu am umblat. Ducktail. Arată cât de cât bine. Și sport. E frumos și ăsta, astea sale ei. Ce mă? Mâncați-aș gura ta, ce-i asta? Nu știu ce e, dar pare cam frumos. Mă rog, pentru unii nu... le-ar plăcea așa ceva, dar... Practic, zici că e Porsche-ul ăla după Driving Empire ăla
nu știu ce model e, dar ăla e la 600 și ceva de mii. Și ăla are spoiler, dar poți să-i pui două, un spoiler peste un spoiler. Adică peste pa lui. Ce să și zic? Double decker. Băgăm double decker. Stai, trunk. Rusco. Ok, cred că mașina asta se transformă ușor, ușor din mașină de șosea în mașină de rally. Bine, deși nu prea ar fi rău că parcă are așa o tentă. Adică n-am ce zici. La exhaust nici nu știu dacă să-i pun asta. Adică da și voi cât de sculată e. Și astea spre așa, nu știu. Hai că le băgăm pe astea double pipe. Și altceva ce putem să-i mai facem? Aici nu schimb că îmi place. Cum arată. A license plate, cred că îl punem... Cred că nu-i mai pune nimic, că văd că e cam buguit tot. Nebuna. Sau nebunica. Ah, nebunic. Nebuna. Îi punem numărul. Și cu o plăcuță de matriculare, una cam în temă. Merge, merge. Mama, am să pun cu USA. Empire? Da, astea nu-s de Empire, astea-s de New York. No, cred că le punem pe astea, da. Și ce mai avem? Mai nimica. Deja am făcut-o prea sport. Mai trebuie 10 ăla pe ea. Nu, dacă nu-i pun V10-le pe ea, nu prea merge nimic. Bă, dar stai puțin, nu i-am umblat la cutia de viteze? Nu. Păi da, cred că... Pune să stau și să fac curse cu tirul ca să... Fac rost de bănuți pentru mașină. Revin. Voi vedeți cum îmi dansează cabina și camionul când e în apă. Opa, astăzi că am făcut un de-asta. Ok. Bun, haideți că am revenit. Mă gândeam inițial să punem V12, dar mai bine punem V10-le. Și acum hai să o testăm. Mamă. Olio! Bă, dar fâșneață mai e bă mașina asta, nu glumă. Mamă, stare mașina aia de drag. Bă, da, asta fuge rău de tot. Fuge rău de tot mașina asta, adică mică, dar putere. Păi, frate, nu ca așa. Bine, acum e și ușoară, are 820 și ceva de chile mașina asta, so...
Ieși de... Da, așa că mi se pare că pe față trebuie să mai o ridic puțin. Gata. Sau? Chiar fuge mașinuța asta, adică mică, mică, da. Nebunică. Mică, mică, dar nebunică mașina asta. Adică e foarte ușor și cred că de-aia se duce așa de tare. Da, ce să și zic? Bă, deci fuge primele trepte. Ii, nu ne mai simte, de pe gât. Ia fiți atenți aici, startul. Deci le-a dat pe gât imediat pe 1, 2 și 3. Deci, pe primele trei viteze le dă gât. Stați așa că vreau să modific ce eu... Aha. Aici și cam atât zic eu, o să vireze 41. Mamă! Nu știu, poate cândva, cred că o să-i punem și V12-le pe nebuna asta. Dar până atunci avem deja o bestie, practic. Nu prinde ea prea mult, dar fuge de cam rupe. Și are 1634 punctaj, iar Lambo cât are? Bă, mă, mașina asta mi-a trecut toate mașinile pe punctaj. Ok. Păi și da, cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Fuge de rupe mașina asta. Cei care ați prins-o, modificați-o la maxim. Și cei care n-ați prins-o, pa, aia e, îmi pare rău. Dar nu. O să încheiem aici acest episod mirobolant, iar noi ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!